Pandemia de coronavirus a dus la un număr record de congedii medicale în România. Ceea era de așteptat. Evident. Ceea ce înseamnă că o cheltuială va fi enormă. O cheltuială pentru stat. Asta corect. După ce vorbisem ieri de 3 miliarde, după ce se recalculează toată povestea asta și cu plafonarea. Mai exact, de data asta vorbim de 1 milion de euro. Concediile medicale. Subliniem. Mai grav este că în buget nu sunt banii necesari pentru a putea fi plătite aceste concedii medicale. Am putea ajunge la 60.000 de oameni într-o singură săptămână care solicită concedii medicale. Lucrurile sunt în dinamică. La începutul valului cam dublează numărul de concedii medicale. Pe măsură ce ajungem spre vârful valului, atunci deja depășește cu mult numărul de concedii medicale pe care noi le dăm. Spre vârful valului pot să fie și 10 sau 20 de pacienți pe săptămână care au nevoie de astfel de concedii. Efectele sunt grave și nu vor întârzia să apară. 10.000 de persoane infectate înseamnă concedii medicale. Înseamnă persoane care au intrat în contact direct, că stau și ele acasă, înseamnă alte concedii medicale. Deci înseamnă costuri suplimentare pentru companii și pentru stat. Nu vom putea susține la buget costuri suplimentare și pentru concedii medicale. În 2020, primul an al pandemiei, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a plătit în fiecare lună 30 de milioane de lei pentru concediile medicale acordate bolnavilor de COVID-19 sau celor aflați în izolare. În 2021, anul trecut, suma s-a dublat, ajungând la circa 60 de milioane de lei. Astfel s-a ajuns ca pentru toate concediile medicale acordate anul trecut, din care mare parte sunt legate de COVID, statul să plătească o sumă uriașă, 1 miliard de euro. Este o creștere enormă, de aproape 40% față de anul 2020. Ritmul acesta îi îngrijorează și pe analiștii economici. Dacă la debutul pandemiei au fost acordate peste 48.000 de certificate de concediu medical, în valul 4, numărul acestor a ajuns aproape de 190.000, iar numărul este în creștere. Din păcate, statul român nu își permite de mult să facă cheltuieli, pentru că bugetul de stat este construit pe un deficit de 85 de miliarde de lei. Probabil statul român se va împrumuta pentru a realiza aceste sume. Februarie, martie, aprilie cu siguranță vor fi solicitări mari și pe măsura vom vedea dacă statul român reușește să-și plătească obligațiile la termen de 45 de zile. Cei mai afectați vor fi patronii din mediul privat. România nu este singura țară care se confruntă cu această criză. Spania a pierdut deja peste 3 miliarde de euro în urma concediilor medicale cauzate de pandemie. Doar în noiembrie cifra a fost de aproape 60 de milioane de euro.